Film de lung metraj pe care l-ai produs, în care joci rolul principal, de când îl așteptai? Am mai spus-o, cred că e un vis așa, de când se concretizează el de vreo 5 ani încoace, de când am crezut în el că pot și e posibil. De 2 ani mai concret, dar e un, de vreo 5 ani tot zace așa în capul meu și am căutat contextul potrivit ca să se poată întâmpla acest lucru. Vă așteptam să vii cu freza așa din film, de pe afiș? A, nu știu, e, săracu, n-am mai avut fixativ, n-am mai avut gel, s-a terminat gelul. Am înțeles că vestimentația te-a inspirat așa de la tatăl tău, nu? Da, e cumva, el avea așa o îmbrăcăminte așa și cumva, da, am rămas tot timpul. El era foarte ferchezuit, tot timpul era bine pus la punct. Bine, avea, așa era moda. Și mi-a plăcut tot timpul genul ăla de costum. Și am pornit de la ideea asta, da. Cât de mândru crezi că ar fi tatăl tău de tine dacă te-ar vedea acum? Nu știu, cred că e mândru, adică eu cred că în fiecare clipă e alături de mine, adică știi cum e, nu trebuie să fie o chestie atât de materială, e o chestie care ține de interiorul tău și de sufletul tău. Dacă tu vrei să crezi că el e alături de tine, așa e. Cum a fost la filmări, ce spui de rolul tău și cum crezi că o să fie primit filmul? Nu știu, eu sper să fie primit bine. Noi, este o comedie, este și un film de acțiune, este și o comedie romantică, adică te poți regăsi, fiecare om se poate regăsi. Și cel mai mult mă bucur că poate să vină și copilul de 8 ani până la copilul de 118 ani. Adică la mine comedia e altfel, pentru că eu cred că eu am un principiu al meu și pe care îl repet, când fac ceva trebuie să poată și aia mică să vină să-l vadă. Și pentru că dacă ea nu vede în mine un model, atunci în cine să vadă? Fetele tale nu sunt cu tine acum în seara asta. Nu sunt acum, vor veni la premiera premierelor. Așa. Se donează prin casă melodia Ramon, că am înțeles că fetița lui Pavel Bartoș era, să zic. Fetița lui Smiley este leșinată. Da, vai, și repetă și cântă și tot timpul ce lasă că te rezolvă Ramon și că acum mai nou când e ceva o problemă în casă, nu știu, uite, nu mai avem lapte în frigider și o vezi pe aia mică, lasă că te rezolvă Ramon și am zis, bine, ok, deci mă duc la magazin. Haioase. În film joacă Smiley, Andreea Esca. De Smiley ești foarte, foarte atașat. Sunt. E una dintre prieteniile alea pe care ți le dorești. Și de Andreea Esca, iarăși o prietenie extraordinară. Și mi-am dorit cumva să fie acești oameni, la fel cum, dar mă bucur că sunt și actori extraordinari, de la Andreea Vasile până la Alexandru Ion, până la Teona, uite, Gabriela Iliescu, un top model internațional. Adică lucrurile s-au întâmplat cumva extraordinar. Și bineînțeles că Jesus a fost marele vinovat, că el a făcut castingul. Eu l-am lăsat. Eu ca și producător, bine, și el este producător, adică suntem parteneri în această amoare, l-am lăsat să decidă el, pentru că am încredere atât de mare încât să facă el, cum să zic eu, castingul. Și s-a întâmplat. Acum și Shelly joacă propriul lui rol. Mă bucur. Adică de asta zic, lumea cred că se va regăsi. Fiecare de că-i bătrân, că-i tânăr, că-i femeie, că-i bărbat, se va regăsi într-o anume măsură în acest film.